foarte mature și foarte profunde pentru mersul înainte al societății, ceea ce mi se pare într-adevăr lăudabil și vă felicit pentru acest lucru. Mergem mai departe. Deja numele publicației a fost pronunțat mai devreme și am aflat deja că are mână foarte bună. Sunt convins că va avea o mână bună și în această seară. Revista 7 seri, PR managerul Cristina Furcea este așteptat alături de mine. Să vedem. Deci a fost domnul Boc acum ceva vreme, acum să vedem cine va fi. În echipa revistei acum 6 ani când a fost premiat domnul Emil Boc. Sper ca persoana, sau mai bine spus persoanele căruia noi dorim să le oferim premiul de excelență pentru anul trecut să aibă, să urmeze un drum cel puțin la fel de strălucit. Poate aflăm cine va fi următorul premier după ce tot să renunțe domnul Boc. Mi-e greu să cred că se vor implica în politică, dar nu se știe niciodată. Vom oferi acest premiu organizației studenților mediciniști pentru campania Donează sângele tău, poate salva vieți, pentru că toți știm cât de important este sângele în cadrul unei intervenții medicale. Ar fi greu să invit pe toți 74 de voluntari care au participat la această campanie aici pe scenă, așa că aș dori să-l invit alături de mine pe coordonatorul proiectului, Ionuț Gana, pentru a ridica acest premiu. Organizația studenților mediciniști din Cluj, Ionuț Gana, și încă peste 70 de colegi foarte puternici în echipa lui. Bună seara! Este o onoare deosebită pentru mine, pentru distinct.